Filmăm pentru Violeta 3. Vreți să veniți cu noi? Acțiune! De la repetițiile scenelor și până la înregistrarea lor. Veți afla tot ce înseamnă procesul de producție. Salutare, prieteni, ce faceți? Mă aflu în Barcelona, iar azi e prima zi de filmare pentru Violeta 3. Azi dăm drumul sezonului 3 din Violeta. Păi avem super, super multe emoții. Am ceva emoții pentru că a trebuit să învăț din nou tot scenariul în spaniolă și trebuie să-mi aduc aminte atât de multe lucruri. A fost teribil noaptea trecută. Am fost cea care a deschis oficial sezonul de înregistrare pentru Violeta 3. A fost prima, a trebuit să înregistrez prima scenă. Acțiune! A trebuit să reintru în personajul Francescăi după atât de mult timp. Evident că m-am reobișnuit cu Violeta. Fac din nou cunoștință cu ea și trebuie să intru din nou în pielea ei. Eu? Nu, dar cine? Aici? Tu? Nu, Mino, stai, acum! Ne oprim aici. Uite, aici. Continuăm filmările în Barcelona pentru Violeta 3. După cum vedeți, azi eu am avut prima scenă, filmăm lângă splendidul Arc de Triumf. Am o scenă destul de complicată, în care ce am de făcut e să mă urc într-un taxi. Nu știu dacă voi reuși. Trebuie să mă concentrez, da? Uitați, acolo e Sagrada Familia. Noi filmăm chiar în fața ei. Nu ne vine să credem, dar e o oportunitate fantastică. Acțiune! Leon, iartă-mă, te rog! Trebuia să vorbești cu mine înainte. Stop! Leon are probleme în scena asta. E un pic frustrat, are decizii de luat. O să vedeți. Salut, ce faceți? Filmările continuă, iar azi am avut foarte multe scene de filmat cu Ruggero. Super, super amuzante. Între ei doi există, începe să apară scânteia aceea, Ludmilei se întâmplă lucruri foarte amuzante. Sunt mai mult decât fericită, mă bucur din plin de toate momentele astea. Toată echipa a fost incredibilă, așa că sper să vă placă și vouă. Mua! Suntem în Born, acum filmează fetele, mai exact se filmează scena în care Ludmila... Nu pot să vă povestesc nimic. Haideți. În acest moment se filmează pentru Violeta, bună seara. Îl vedem pe regizorul nostru în timp ce explică acțiunea al scenei următoare. Nu-mi dă ei mult genunchi, alteriști să... Acum oprește-o. Bine. Da, e ultima zi de filmare aici în Barcelona. Trebuie să urmăriți Violeta 3, o să vă placă. Sunt multe piese noi, coreografii noi, povești, personaje, așa că vă iubim mult și vă mulțumim. Ne vedem în curând, pa! Ciao!